Să vedeți că e parțial. Tei. Teiul s-a scuturat, s-a uscat. În cauza 40 de grade, 41. Ion Câmpeanu are peste 30 de stup de albine în localitatea Nadăj din județul Timiș. De 12 ani, bărbatul se ocupă cu apicultura și spune că an mai rău ca acesta nu a trăit. Seceta și căldura excesivă au distrus florile, iar albinele nu mai au de unde culege polen. Posibil să începem cât de curând rănirile, deoarece cules în natură nu este, datorită temperaturii excesive, care efectiv a ars floarea de tei. Pagubele produse de secetă urmează să fie evaluate în toamnă, dar apicultorii estimează de pe acum că jumătate din producția de miere e compromisă. Trebuie să fie ochi. Din păcate, nu astea. Magazie care e cam goală. Albina agitată. Albinele nu o duc mai bine nici în alte regiuni din țară. De 45 de ani, Mihăilă Prahoveanu se ocupă cu creșterea albinelor și pentru el este un an greu nemai întâlnit. Aflat la cules cu stupii în insula Marea Brăilei, apicultorul spune că după 8 zile albinele nu mai găsesc polen. La momentul ăsta deja culesul s-a încheiat. Seceta cumplită a făcut așa natură încât floarea soarelui să se usuce. O să fie foarte greu, pentru că de aici încolo nu o să mai avem nimic ca și cules de întreținere, în primul rând, pentru albine. Asta înseamnă că apicultorii trebuie să hrănească albinele cu siropuri până în primăvară, iar unele nu vor supraviețui. Un an cumplit pentru familiile de albine. Polenul este toxic, vor fi foarte multe mortalități înregistrate atât pe parcursul anului 2022. Noul ministru al agriculturii promite că va merge pe teren pentru a sta de vorbă cu fermierii și a vedea exact care sunt efectele secetei. Imediat după ce voi depune jurământul, să mă duc în șantierul muncii al obiectivelor de investiții atât de necesare pentru țară. De altfel, imediat după depunerea jurământului în fața președintelui Klaus Iohannis, Petre Daia a transmis pe Facebook un mesaj pentru producătorii din domeniul agroalimentar, pe care i-a numit făuritorii de hrană.